Omul nu este altceva decât imaginație. Dumnezeu este om și există în noi, iar noi în el. Corpul etern al omului este imaginația, adică Dumnezeu însuși. Blake. Scopul primei secțiuni a acestei cărți este de a ilustra prin diferite povești adevărate cum creează realitatea imaginația. Știința progresează prin ipoteze testate, iar apoi acceptate sau respinse, în funcție de datele oferite de experiențe. Afirmația care spune că imaginația creează realitatea trebuie să fie examinată științific, putând fi dovedită prin fapte reale. Lumea în care trăim este o lume a imaginației. De fapt, viața însăși este un act al imaginației. Din perspectiva lui Blake, lumea își are originea într-o activitate divină, identică cu ceea ce noi numim activitatea imaginației noastre. Sarcina acesteia este de a deschide ochii nemuritori ai omului, pentru ca acesta să poată vedea de-a pururi lumile gândirii care înfloresc la sânul lui Dumnezeu, în imaginația umană. Nimic nu poate apărea sau nu își poate susține existența prin propria sa putere. Evenimentele se petrec deoarece anumite activități imaginare stabile le-au creat și continuă să existe numai atât timp cât această susținere este menținută. Secretul imaginației este cea mai mare problemă pe care își propune să o soluționeze un mistic. Puterea supremă, înțelepciunea supremă și fericirea supremă rezidă în soluționarea acestui mister. Atunci când va rezolva misterul imaginației, omul va descoperi secretul cauzalității, care este foarte simplu. Imaginația creează realitatea. În consecință, cel care este conștient de ceea ce își imaginează, știe exact ce creează. El înțelege din ce în ce mai clar că drama vieții este imaginară, nu fizică. La origini, orice activitate este imaginară. O imaginație trezită operează cu un scop precis. Ea creează și conservă ceea ce își dorește și transformă sau distruge ceea ce nu își dorește. Imaginația divină și cea umană nu sunt două puteri diferite, ci una singură. Distinția validă care există între cele două nu rezidă în substanța cu care operează, ci în gradul de intensitate al puterii care operează. Atunci când această putere este foarte mare, un act imaginar devine instantaneu o realitate obiectivă. Dacă puterea este mică, el se transformă în realitate, dar în timp. Indiferent dacă puterea imaginației este însă mare sau mică, ea reprezintă realitatea supremă și esențialmente neobiectivă din care se nasc obiectele, ca prin magie. Niciun obiect nu este independent de imaginație pe un nivel sau altul. Tot ce există în această lume își datorează caracterul imaginației pe un nivel sau altul. Realitatea obiectivă, scrie Fichte, este produsă exclusiv de imaginație. Obiectele par atât de independente în raport cu percepția noastră, încât noi avem tendința de a uita că ele își au originea în imaginația noastră. Lumea în care trăim este produsul imaginației, iar oamenii își creează singuri, prin activitățile imaginației lor, realitatea și circumstanțele vieții. Ei fac acest lucru conștient sau inconștient. Din păcate, oamenii acordă foarte puțină atenție acestui dar neprețuit, imaginația umană, iar un dar devine practic inexistent, atât timp cât posesorul lui nu și-l asumă conștient, folosindu-l. Toți oamenii dispun de puterea de a-și crea realitatea, dar această putere este adormită, aproape moartă,
atunci când nu este exersată în mod conștient. Oamenii trăiesc chiar în inima procesului creator, a imaginației umane, dar nu știu ce se întâmplă aici. Viitorul corespunde întotdeauna activităților imaginare ale oamenilor. În consecință, cel care știe să își controleze la voință activitatea imaginației, orientând-o asupra lucrurilor pe care și le dorește, ca și cum acestea ar fi deja reale pentru el, la fel ca formele naturii, devine stăpânul destinului său. Viitorul este activitatea imaginară a omului în marșul ei creator. Imaginația nu este doar puterea creatoare a poetului, a artistului, a actorului sau a oratorului, ci și a omului de știință, a inventatorului, a negustorului și a artizanului. Folosirea ei abuzivă pentru crearea de imagini controlate și lipsite de iubire este evidentă, dar reprimarea ei conduce la o sterilitate care îi privează pe oameni de bogăția altor experiențe. Imaginarea unor soluții noi pentru problemele din ce în ce mai complexe este infinit mai nobilă decât fuga de problemele vieții. Viața este o soluție continuă la o problemă permanent creată. Imaginația dă naștere evenimentelor. Lumea, creată de imaginația oamenilor, conține nenumărate convingeri conflictuale. În consecință, ea nu poate fi niciodată perfect stabilă sau absolut statică. Evenimentele de astăzi perturbă automat ordinea stabilită ieri. Într-o manieră similară, imaginația oamenilor perturbă invariabil pacea preexistentă a minții. Nu te înclina niciodată în fața dictatului realității și nu accepta viața numai în funcție de lumea exterioară. Afirmă-ți supremația actelor imaginare în fața realității exterioare și corelează totul cu acestea. Ancorează-ți ferm idealul în imaginația ta. Nimeni nu te va putea îndepărta vreodată de el, decât numai incapacitatea ta de a persista în imaginarea realizării sale. Imaginează-ți numai acele stări pe care ți-ai dori să le experimentezi sau care îți promit ceva bun. Încercarea de a schimba circumstanțele înainte de a-ți schimba activitatea imaginației echivalează cu un notul împotriva curentului, cu o luptă împotriva naturii lucrurilor. Nici o schimbare exterioară nu este posibilă atât timp cât nu este precedată de o schimbare la nivelul imaginației. Dacă aceasta din urmă nu s-a produs, tot ceea ce faci în lumea exterioară rămâne o rearanjare inutilă a realității de suprafață. Imaginarea dorinței îndeplinite conduce la o fuziune cu starea respectivă, care te determină să acționezi la unison cu ea. Așadar, o schimbare produsă la nivelul imaginației conduce automat la o schimbare a comportamentului. Simpla schimbare a imaginilor mentale nu reprezintă însă o transformare autentică a stării de spirit, întrucât acestea sunt succedate rapid cu revenirea vechilor imagini. Atunci când o stare de spirit devine cu adevărat stabilă, fiind sinonimă cu atitudinea ta de zi cu zi, aceasta îți definește într-adevăr caracterul și reprezintă o transformare autentică. Cum poți face acest lucru? Prin abandonarea de sine. Acesta este marele secret. Abandonează-te în planul mental dorinței tale îndeplinite și plăcerii furnizate de aceasta. Trăiește în noua stare și nu mai reveni la cea de dinainte, care nu îți făcea plăcere. Nimeni nu se poate angaja să facă ceva ce nu îi place. Așadar, secretul angajamentului interior este credința plus iubirea. Credința înseamnă să crezi în ceea ce pare de necrezut. Angajează-te să îți simți dorința îndeplinită, astfel încât convingerea ta să devină o realitate.
și ea va deveni cu siguranță, căci imaginația creează întotdeauna realitatea. Imaginația este în egală măsură conservatoare și transformatoare. Ea este conservatoare atunci când construiește lumea exterioară, din imaginile furnizate de memorie și de dovezile simțurilor, dar devine creator transformatoare atunci când își imaginează o realitate diferită, construind o lume întreagă pornind de la visele sale generoase. În înșiruirea de imagini, cele ale simțurilor le precede bună seamă pe celelalte. O impresie senzorială prezentă nu este însă altceva decât o simplă imagine. Natura ei nu diferă cu nimic de cea a unei amintiri sau de cea a unei dorințe vizualizate. Singurul lucru care dă unei impresii senzoriale, aparența sau obiectivă reală, este imaginația individuală care funcționează în interiorul ei și care gândește din perspectiva ei. La antipod, în cazul imaginii create de o amintire sau de o dorință, imaginația individuală nu funcționează în interiorul acestora și nu gândește din perspectiva lor, ci invers. Ea funcționează în afara lor și se gândește la ele, nu din perspectiva lor. Dacă ai pătrunde în lumea imaginației tale, tu ai înțelege ce înseamnă să te transformi într-un mod creator, ți-ai îndeplini dorințele și ai fi fericit. Orice imagine poate deveni reală, dar dacă nu te vei pune la unison cu ea și nu vei gândi din perspectiva ei, ea nu se va putea naște. În consecință, ar fi o nebunie să te aștepți că ea se va realiza doar prin trecerea timpului. O imagine trebuie să fie ocupată de conștiință pentru a deveni reală. În caz contrar, ea nu poate căpăta consistență. Este imposibil să te identifici în mod conștient cu o imagine și să nu devii una cu ea. Imaginația este o percepție spirituală, nu senzorială. Pătrunde în imaginea dorinței tale îndeplinite și dă-i viața acționând în plan mental, ca și cum ea ar fi o realitate fizică, până când chiar capătă aparența realității. La acest lucru mă refer eu atunci când vorbesc despre o percepție spirituală. Imaginează-ți că ții un trandafir în mână. Miroase-l. Simți în aer un miros de trandafiri? Cum este posibil acest lucru, de vreme ce trandafirul din mâna ta nu există? Acest lucru este posibil datorită percepției spirituale, adică a văzului, auzului, mirosului, gustului și atingerii imaginare care dau viață imaginii create de tine. Dacă vei practica aceste exerciții de imaginație, întreaga realitate exterioară va conspira pentru a te ajuta să le dai curs, iar dacă vei reflecta asupra lor, vei înțelege cât de subtile sunt firele care te leagă de obiectivul tău. Tu nu ți-ai fi putut imagina niciodată mijloacele folosite de activitatea ta imaginară pentru a se realiza în lumea fizică. Dacă îți dorești să te eliberezi de actuala fixație a simțurilor tale, transformându-ți viața într-un vis real, tu ce trebuie să faci este să îți imaginezi ceea ce îți dorești deja și să simți exact ce ai simțit dacă dorința ta ți-ar fi îndeplinită. La fel ca un copil care se joacă și pretinde că trăiește deja în lumea pe care și-o imaginează, creează și tu propria lume din visele și din fanteziile tale cele mai dragi. Pătrunde mental în interiorul viselor tale și fă ceea ce ai face dacă ele ar fi deja adevărate. Vei descoperi astfel că visele nu li se îndeplinesc celor bogați, ci celor plini de imaginație. Nimic nu te împiedică să îți îndeplinești visele decât realitatea exterioară, iar aceasta este ea însăși produsul imaginației.
Dacă îți vei schimba imaginația, vei schimba automat și realitatea exterioară. Omul și trecutul său reprezintă o structură continuă care conține tot ce a experimentat vreodată omul. Aceste amintiri sunt conservate și continuă să opereze sub pragul minții tale conștiente, de suprafață. Din perspectiva acesteia, ele nu sunt altceva decât o istorie de mult depășită, care nu mai poate fi schimbată. Trecutul este mort și fixat pentru totdeauna pentru mintea conștientă. El nu se consideră însă mort, ci cât se poate de viu. Omul nu poate lăsa în urmă greșelile trecutului, căci nimic nu dispare cu adevărat. Tot ce a existat vreodată continuă să existe. În consecință, trecutul continuă să producă rezultate. Omul trebuie să pătrundă în memoria sa, să caute aceste amintiri și să distrugă cauzele răului, oricât de îndepărtate ar fi ele. Personal, numesc această pătrundere în trecut și rejucarea unei scene în imaginație, așa cum ți-ai fi dorit să se fi derulat ea, revizuire. Revizuirea scenelor din trecut conduce la schimbarea acestuia. Cauzele tuturor lucrurilor rele din prezent sunt scenele nerevizuite din trecut. Trecutul și prezentul alcătuiesc împreună întreaga structură a omului prin conținutul lor. Orice modificare a acestui conținut va conduce automat la o modificare a prezentului și a viitorului omului. Trăiește într-o manieră nobilă, astfel încât mintea ta să păstreze amintiri pe care să îți facă plăcere să le evoci. Dacă nu reușești însă întotdeauna, amintește-ți că primul remediu al vindecării este revizuirea. Trecutul este recreat în momentul prezent, dar acest lucru este valabil inclusiv pentru trecutul revizuit. În caz contrar, afirmația: chiar dacă păcatele voastre vor fi cum e cârmâzul, ca zăpada le voi albi, ar fi o minciună. Și nu este. Scopul comentariului care urmează, bazat pe relatarea unor povești adevărate de viață, este să conecteze între ele temele distincte, dar intercorelate. Speranța mea este că îți vei forma astfel o viziune de ansamblu unitară, care te va ajuta să înțelegi mai ușor ceea ce urmează. La urma urmelor, imaginația creează realitatea. Este ușor să faci o astfel de afirmație, dar mult mai greu să o dovedești în practică. Singurul scop al cărții de față este să te inspire să aplici legea într-o manieră constructivă în propria ta viață. Doamne, am auzit astăzi că nimeni nu își poate construi o locuință cu adevărat durabilă decât cel care intenționează să locuiască în interiorul ei. Și ce altă casă mai durabilă a existat vreodată decât omul? Prin comparație cu care orice altceva pălește. George Herbert. Mi-ar plăcea să pot spune că acest lucru este adevărat în privința viselor nobile ale omului, dar, din păcate, oamenii au obiceiul neplăcut de a construi prea mult și de a amâna tot timpul mutarea în locuințele lor. Ce sens are să îți construiești o casă durabilă dacă nu ai intenția să locuiești în interiorul ei? De ce ți-ai construi casa viselor tale dacă nu te muți în ea? Acesta este secretul celor care stau seara în pat și visează la ceea ce și-ar dori să se îndeplinească în viața lor. Ei știu cum să locuiască în interiorul viselor lor, până când acest lucru devine o realitate pentru ei. Prin intermediul viselor lor controlate, în stare de veghe, al reveriilor, oamenii își pot predetermina viitorul. Această activitate imaginară
prin care se lăjluiesc în interiorul dorințelor lor îndeplinite, îi conduce pe oameni către îndeplinirea viselor lor, prin evenimentele pe care le atrag în viața lor. Atât timp cât locuim în interiorul visului nostru, gândind din perspectiva lui, nu gândindu-ne la el, puterea creatoare a imaginației noastre va reacționa la dorința noastră, iar aceasta va avea tendința să se împlinească, adeseori pe neașteptate. Omul este înainte de toate imaginație. De aceea, el trebuie să se implice în lucrurile pe care și le imaginează, căci aceasta este însăși natura sa. Este extrem de important să înțelegi că imaginația nu este limitată la simțuri sau la hotarele spațiale ale corpului tău. Chiar dacă te deplasezi prin spațiul tridimensional prin intermediul corpului tău, tu nu ești limitat la acesta. Tu te poți deplasa inclusiv într-un alt spațiu virtual, prin imaginarea unei schimbări de care ești conștient. Oricât de reală ți s-ar părea scena din fața ochilor tăi, tu îți poți muta privirea asupra unei scene diferite, pe care ochii fizici nu o pot vedea. Dacă în cale îți iese ca obstacol un munte, care te împiedică să îți îndeplinești visele, tu îl poți înlătura în imaginația ta. Această capacitate de a te deplasa mental de la realitatea obiectivă la realitatea care ți-ar plăcea să existe este una dintre cele mai importante descoperiri pe care le poate face cineva. Ea arată că omul este un centru al imaginației creatoare, a cărei putere îi poate permite să schimbe cursul evenimentelor observate, deplasându-se din succes în succes, printr-o serie de transformări mentale de sine, dar și ale naturii și ale altor oameni. Foarte mulți ani la rând, un medic și soția lui au visat la o locuință durabilă, dar până când nu și-au imaginat în mod activ că locuiesc în aceasta, nu au reușit să o manifeste. Iată povestea lor. În urmă cu 15 ani, am cumpărat împreună cu doamna M. un teren pe care ne-am construit o clădire cu 2 etaje, pentru gabinetul meu medical, dar și pentru locuit. Terenul era suficient de mare pentru a putea construi mai târziu pe el, inclusiv un bloc de apartamente, atunci când starea noastră financiară ne-o va permite. În toți acești ani ne-am plătit ipoteca, iar când am terminat cu ultima rată nu mai aveam fonduri suplimentare, așa că nu am putut începe să construim a doua clădire, deși n-o doream atât de mult. Ce-i drept, avem un cont de economii care ne permitea să îmi desfășor practica medicală în siguranță, dar dacă l-am fi folosit pentru construcția noii clădiri, am fi pus în pericol această siguranță. După ce ți-am ascultat învățăturile, am înțeles amândoi că putem avea orice ne dorim prin folosirea controlată a imaginației noastre, cu sau fără bani. Ne-am decis așadar să punem această teorie la încercare și să uităm de bani, concentrându-ne atenția asupra lucrului pe care ni-l doream cel mai mult pe lume, noua noastră clădire de apartamente. Pornind de la acest principiu, ne-am construit mental noua clădire exact așa cum ne-o doream, desenând chiar planurile fizice, pentru a ne putea reprezenta mai bine imaginea mentală a clădirii construite. Fără a uita vreo clipă să gândim din perspectiva finalității, a clădirii deja construite și ocupate, am făcut numeroase călătorii imaginare prin clădirea noastră, închiriind apartamentele unor chiriași imaginari, examinând în detaliu fiecare cameră și savurând momentele în care prietenii ne felicitau pentru realizarea noastră. Ne-am raportat amândoi îndeoseb la o prietenă anume, o voi numi aici doamna X, care a renunțat să ne mai viziteze, considerându-ne puțin ciudați, din cauza noului nostru mod de a gândi. În scena noastră imaginară, am condus-o amândoi prin clădire și am întrebat-o cum îi place. I-am auzit apoi distinct vocea spunându-ne, Doctore, mi se pare foarte frumoasă. Într-o zi,
Pe când stăteam de vorbă în sufragerie, soția mea mi-a vorbit despre un constructor care construise mai multe clădiri de apartamente în cartier. Îl cunoșteam doar după numele care apărea pe pancardele pe care le punea în apropierea șantierelor sale. Ne-am gândit apoi că dacă doream să ne focalizăm exclusiv asupra destinației noastre finale, nu trebuia să ne gândim la un constructor, așa că am renunțat să mai insistăm asupra acestui aspect intermediar. Am continuat astfel să practicăm exercițiile noastre de vizualizare timp de câteva săptămâni, până când am simțit amândoi că am devenit una cu dorința noastră, trăind cu succes din perspectiva finalității sale. Într-o zi, un străin a intrat în biroul nostru și s-a prezentat. Era constructorul menționat cu câteva săptămâni înainte de soția mea. Cerându-și scuze, ne-a spus: "Nu știu de ce m-am oprit aici. De regulă nu merg în vizită la oameni, ci ei sunt cei care vin la mine." Ne explica că a trecut adeseori pe lângă cabinetul nostru, întrebându-se de ce nu există o clădire de apartamente pe terenul viran de lângă noi. L-am asigurat că ne dorim foarte mult o astfel de clădire, dar că nu avem bani pentru un astfel de proiect, nici măcar cele câteva sute de dolari necesare pentru planuri. Răspunsul nostru negativ nu l-a deranjat deloc. Dimpotrivă, a început imediat să ne dea idei și soluții pentru a ne duce planurile la bun sfârșit, ne întreba și ne încuraja de noi. Am uitat apoi de acest incident, așa că am rămas uimiți. Câteva zile mai târziu, când bărbatul ne-a sunat, informându-ne că planurile erau gata și că întreaga clădire avea să ne coste 30.000 de dolari. I-am mulțumit politicos, dar nu am făcut nimic. Eram conștienți că am trăit finalitatea proiectului în imaginația noastră și că acesta din urmă va avea grijă să ridice construcția fără niciun ajutor exterior de la noi. În consecință, nu am fost deloc surprinși când constructorul ne-a sunat din nou a doua zi pentru a ne spune că a găsit în dosarele sale câteva schițe care se potriveau perfect pentru nevoile noastre, cu doar câteva modificări minime. În acest fel, putem economisi plata unui arhitect. I-am mulțumit din nou, dar tot nu am făcut nimic. Un gânditor logic ar putea crede că o astfel de reacție negativă din partea unui client potențial ar fi pus definitiv capăt proiectului, dar două zile mai târziu constructorul ne-a sunat din nou și ne-a spus că a identificat un fond de investiții dispus să ne dea împrumutul de care aveam nevoie, mai puțin câteva mii de dolari. Poate părea incredibil, dar tot nu am făcut nimic, căci din punctul nostru de vedere, clădirea era deja construită și închiriată, iar în imaginația noastră nu am investit niciun ban în acest scop. Povestea noastră continuă mai ceva ca în Alice în Țara Minunilor, căci constructorul a venit a doua zi în biroul nostru și ne-a spus ca și cum ne-ar fi făcut un cadou. "Oameni buni, o să aveți clădirea, vreți nu vreți, căci am de gând să finanțez eu însumi diferența de bani. Dacă sunteți de acord, îmi voi pune imediat avocatul să redacteze documentele și îmi veți putea plăti împrumutul din primele chirii." De această dată, am acceptat. Am semnat documentele, iar construcția a început imediat. Am reușit să închiriem majoritatea apartamentelor înainte de încheierea construcției, iar în ziua finalizării proiectului mai rămăsese un singur apartament de închiriat. Eram atât de șocați de derularea aparent miraculoasă a evenimentelor din ultimele luni, încât pentru moment nu am reușit să înțelegem această eroare în raport cu ceea ce ne-am imaginat noi. Conștienți însă că am realizat deja foarte multe prin puterea imaginației noastre, am început imediat să ne imaginăm un scenariu nou, fără a mai prezenta însă clădirea unor chiriași potențiali care erau de acord să închirieze un apartament, ci
vizitând, în imaginația noastră, chiriașii care s-au mutat deja în apartamentul disponibil. Acesta ne-a prezentat camerele și ne-a declarat cât de satisfăcut era. 3 zile mai târziu, apartamentul rămas disponibil era deja închiriat. Scenariul pe care ni l-am imaginat inițial s-a materializat până la ultimul detaliu, cu excepția unuia singur. O lună mai târziu s-a materializat și acesta, când prietena noastră, doamna X, ne-a surprins printr-o vizită în care și-a exprimat dorința de a vizita noua noastră clădire de apartamente. Am condus-o cu plăcere la aceasta, iar la sfârșitul prezentării am auzit-o rostind cuvintele pe care le-am ascultat de atâtea ori înainte în imaginația noastră. Doctore, mi se pare foarte frumoasă. Visul pe care l-am avut astfel timp de 15 ani s-a realizat. La ora actuală, suntem conștienți că l-am fi putut realiza oricând în cei 15 ani de dinainte, dacă am fi cunoscut secretul imaginației creatoare și al vieții trăite din perspectiva dorinței deja îndeplinite. Acum ne-am văzut visul cu ochii, fără a investi nici măcar un singur ban în întregul proiect. Dr. M. Prin intermediul unei reverii conștiente, în starea de veghe, doctorul și soția sa au reușit să își creeze realitatea dorită. Ei au învățat cum să trăiască în casa visată, iar la ora actuală chiar fac acest lucru. Deși au primit un ajutor aparent din lumea exterioară, cursul evenimentelor a fost stabilit prin activitatea imaginației doctorului și a soției sale. Ceilalți participanți au fost atrași în scenariul lor imaginar, întrucât prezența lor în acesta s-a dovedit a fi necesară, potrivit însă structurii imaginare pe care și-au construit-o cei doi. Există o lege divină care face ca toate lucrurile să fuzioneze. Povestea care urmează arată cum și-a pregătit o doamnă locuința ei durabilă, dormind în aceasta în imaginație a ei, adică locuind în interiorul ei. În urmă cu câteva luni, soțul meu a decis să scoată casa noastră la vânzare. Scopul nostru, pe care l-am discutat adeseori, era să găsim o casă suficient de mare pentru noi doi, plus mama și mătușa mea, 10 pisici, 3 câini și un papagal peruș. Nu o să vă vină să credeți, dar ideea mutării a venit chiar soțului meu, care le iubea pe mama și pe mătușa mea. El mi-a spus că oricum eram tot timpul în vizită la ele, așa că de ce nu am fi trăit toți 4 într-o singură casă, plătind utilități și impozite comune? Ideea mi-a plăcut la nebunie, dar îmi dădeam seama că noua casă ar fi trebuit să respecte foarte multe condiții legate de mărime, de locație și de aranjamentul interior, întrucât eram ferm hotărâtă ca toate părțile implicate să se bucure de intimitate, chiar dacă locuiam în comun. Așa se face că nu eram prea sigură de decizia soțului meu de a scoate casa noastră la vânzare. Pe de altă parte, nici nu îmi făceam probleme prea mari, întrucât știam din experiențele trecute că o casă personală nu se vindea niciodată până când nu încetam să mai dorm în ea. După 2 luni în care pe la ușa noastră s-au perindat vreo 4-5 agenții imobiliari, soțul meu a renunțat să mai creadă că aveam să vindem vreodată casa, la fel și agenții. Între timp, m-am autoconvins însă că îmi doream această schimbare, așa că timp de 4 seri la rând, am adormit visându-mă în casa pe care mi-ar fi plăcut să o am, nu în cea actuală. În cea de-a 5-a zi, soțul meu le-a făcut o vizită unor prieteni. Un alt oaspete al acestora, pe care soțul meu nu îl cunoștea, s-a nimerit să caute o casă în zona deluroasă. Soțul meu l-a adus imediat acasă la noi. Fără să stea prea mult pe gânduri, străinul a spus: "O iau."
agenții imobiliari nu au fost foarte fericiți să afle că ne-am vândut casa fără ajutorul lor, dar personal nu m-a deranjat să păstrez comisionul pe care l-ar fi încasat ei. În doar 10 zile ne-am mutat la mama și am început imediat să căutăm o casă nouă. Le-am spus ce căutam tuturor agenților din zona Sunset Strip, căci nu doream să mă mut din această zonă, dar toți ne-au spus că eram nebuni. Era absolut imposibil să găsim o casă veche, în stil englezesc, cu două sufragerii separate, apartamente separate, o bibliotecă și cu o curte cu gar suficient de mare pentru trei câini de talie mare, localizată într-o zonă relativ restrânsă. Când le-am mai spus și prețul pe care eram dispus să-l plătim pentru casă, ne-au râs în față. Nu ne-am oprit însă aici. Le-am spus agenților că ne doream lambriuri din lemn, în interiorul întregii case, un șemineu uriaș, o priveliște magnifică, dar și izolare, fără vecini prea apropiați. Agenta cu care s-a întâmplat să discutăm a chicotit și mi-a spus că nu există o astfel de casă, iar dacă ar fi existat, ar fi costat de 5 ori mai mult decât eram dispus să plătim noi. Eu știam însă că exista o astfel de casă, întrucât dormeam deja în ea în imaginația mea, iar dacă este adevărat că adevărata mea natură este imaginația, înseamnă că ea exista inclusiv în realitate. Până în săptămâna următoare, am trecut pe la 5 agenții imobiliare, iar când am ajuns la a 6-a, un domn din birou a rămas puțin siderat când unul din partenerii săi, care nu spusese nimic până atunci, i-a spus: "De ce nu le arăți proprietatea de pe King's Road?" Un al treilea partener a răspuns sarcastic: "Acea proprietate nu este scoasă la vânzare. Dacă a merge acolo, bătrâna care locuiește în ea ne-ar da pe toți afară. Ce-i drept, are 2 acri de teren, dar nu este dispusă să își împartă proprietatea." Nu știam ce nu dorea să împartă proprietara acelui teren, dar atenția mi-a fost atrasă de numele străzii, întrucât aceasta era zona în care îmi plăcea cel mai mult. În consecință, i-a rugat pe agent să mă ducă oricum să vizitez locul, indiferent ce se va întâmpla. Când am cotit pe o alee privată, în față mi-a ieșit o casă mare cu 2 etaje, construită din lemn de secoia și cărămidă, în stil englezesc, înconjurată de copaci înalți și perfect izolată, dar având o priveliște superbă asupra orașului de la toate ferestrele. Am simțit imediat o stare de entuziasm profund atunci când ne-am apropiat de ușa de la intrare, fiind întâmpinați de o femeie adorabilă care ne-a invitat în casă. Mi-a stat literalmente respirația, căci mi s-a părut că am intrat în cea mai superbă încăpere pe care am văzut-o vreodată. Pereții din lemn de secoia și șemineul din cărămizi se ridicau până la o înălțime de 9 metri, și se terminau cu un tavan arcuit, fixat cu bârne mari din lemn de secoia. Camera părea desprinsă dintr-un roman de Dickens și parcă auzeam colindătorii de Crăciun cântând în balconul sufrageriei de sus, care dădea într-o cameră de zi. O fereastră mare, în stil catedrală, îți permitea să vezi cerul, munții și orașul din vale, iar zidurile frumoase din lemn străluceau în lumina soarelui. Proprietarea ne-a condus printr-un apartament spațios de la parter, care avea inclusiv o bibliotecă, o intrare separată și o curte interioară separată. 2 scări duceau către un coridor lung, care dădea în 2 dormitoare cu băi separate, iar la capăt o altă cameră de zi, cu o a doua curte interioară mărginită de copaci și de garduri. Cei 2 acri de teren pe care se afla casa aveau un peisaj atât de superb, încât am înțeles instantaneu ce a dorit să spună agentul imobiliar, care a declarat că bătrâna nu avea să fie niciodată de acord cu divizarea proprietății. Pe unul din cei 2 acri se afla o piscină mare cu o căsuță aferentă,
care aparțineau fără doar și poate de proprietatea principală. Părea într-adevăr o situație imposibilă, întrucât nu ne doream nici noi 2 acri de teren, pentru care ar fi trebuit să plătim un impozit foarte mare, plus o piscină la o distanță considerabilă de proprietatea principală. Înainte de a pleca, am revenit în magnifica sufragerie și am urcat din nou scările până în balconul camerei de zi de sus. M-am întors, iar când am privit în jos, mi-am vizualizat soțul cu pipa în mână, în fața șemineului, cu o expresie de satisfacție deplină pe față. Mi-am pus mâinile pe balcon și l-am privit zâmbind. Când ne-am întors în biroul agenției imobiliare, agenții s-au pregătit de plecare, întrucât ziua de lucru se încheiase, iar soțul meu i-a oprit și le-a spus: "Haide să-i facem oricum o ofertă, poate că va fi dispusă să împartă proprietatea, ce avem de pierdut?" Unul dintre agenți a părăsit biroul fără să scoată un cuvânt, un altul a spus: "Este ridicol." Cel de-al treilea a spus și el: "Cel mai bine este să uitați de toată povestea. Este un vis fără șanse de izbândă." Soțul meu nu se enervează ușor, dar atunci când o face, devine cel mai încăpățânat om de pe fața pământului. Iar acum era foarte enervat. S-a așezat imediat pe un scaun, a bătut cu palma în masă și a strigat: "Treaba cu care vă ocupați este să faceți oferte. Greșesc?" Agenții au recunoscut că da, iar în cele din urmă i-au promis că îi vor prezenta proprietarii oferta noastră. Am plecat, iar în acea seară am repetat în imaginația mea scena cu mine pe balconul de sus privindu-l pe soțul meu care stătea în fața șemineului. Acesta s-a uitat în sus către mine și mi-a spus: "Ei bine, scumpo, ce spui de noua noastră casă?" "O ador," i-am răspuns. Am continuat să vizualizez acea cameră frumoasă și pe soțul meu în ea, iar când am adormit încă mai simțeam cum mă sprijin de balustrada balconului. A doua zi, pe când cinam acasă la mama, a sunat telefonul. Era agentul imobiliar, care m-a informat cu o voce gâtuită că tocmai am reușit să cumpărăm casa. Proprietara a fost de acord să împartă proprietatea, chiar la mijloc, dându-ne nouă casa și un acru de teren la prețul oferit de noi. Visătorii rămân adeseori în pat, visând cu ochii deschiși, până când visul lor se adeverește. Omul trebuie să adopte fie calea imaginației, fie pe cea a simțurilor. Nu există o cale neutră și niciun compromis între acestea. Cel care nu este cu mine este împotriva mea. Atunci când omul începe să se identifice cu imaginația, nu cu simțurile sale, el descoperă în sfârșit esența realității. Foarte mulți realiști, autoproclamați, au încercat să mă convingă că oamenii nu își vor îndeplini niciodată dorințele, doar visând că acestea li s-au îndeplinit. Și totuși, orice om își poate îndeplini visele prin simpla imaginare a faptului că acestea există deja în realitate. Exact acest lucru îl dovedesc poveștile de viață de mai sus. Dacă oamenii ar fi pregătiți să trăiască în imaginația lor, cu sentimentul că dorințele le-au fost deja îndeplinite și având încredere în ceea ce experimentează în starea lor de reverie controlată, puterea imaginației lor le-ar transpune în practică chiar și cele mai fantastice dorințe și fantezii. Nu există nimic mai sublim decât ceea ce îi se întâmplă celui care are imaginația suficient de trezită pentru a sesiza miracolele realizate de aceasta. Observă activitățile imaginației tale. Imaginează-ți întotdeauna lucruri mai bune decât cele care ți se întâmplă în prezent și creează-ți astfel o lume mai bună,
pentru tine și pentru cei din jurul tău. Trăiește ca și cum dorințele ți-ar fi fost deja îndeplinite, chiar dacă mai ai de aștepta până atunci, și în acest fel îți vei scurta perioada de așteptare. Lumea în care trăim este bazată pe imaginație. Ea nu este mecanicistă. Actele imaginare sunt cele care determină cursul istoriei, nu soarta oarbă.